comunicare de ultim moment a casei regale, deci a dat în judecat statul român. Un nou conflict se explodeze între moștenitoarele regelui Mihai și statul român. La doar 4 luni de la moartea suveranului, majestatea sa Margareta, custodele coroanei, și surorile sale, au deschis primul proces împotriva statului român. Fiicele regelui s-au unit pentru a recupera tot ce îi datorează România, familiei regale.